Salut! Cât de științifice pot fi lucrările lui Gigi Becali dacă și instanța a hotărât că îl poate pune în libertate? A, nu cred că se pune problema să fie ceva științific acolo. Nu, spuneai mai devreme cum m-am ocupat de el. Nu m-am ocupat, împotriva, am încercat să le zic cât am putut. Pe Becali nu sunt specialist în probleme de o inutilitate absolută, cum sunt cele care privesc pe Becali. Totdeauna mi s-a părut un personaj absolut inutil al societății. Nu avem nimic de învățat de la el, nu avem de ce să îl prezentăm ca pe un om cunoscut sau celebru, pentru că nu merită lucrul ăsta. Cred că pur și simplu judecătorii s-au plictisit să-l țină în închisoare. S-au considerat că 2 ani, aproape 2 ani cât a făcut, e suficient. El era condamnat în 3 dosare, niciunul nu era totuși de o gravitate uluitoare, cel puțin era cu sechestrarea și cu valiza, rămân discutabil, asta este clar. Cert este că omul ăsta, în afară de minciună, n-a făcut nimic în pușcărie. Cărțile alea sunt o minciună, așa cum erau durerile alea cervicale ale lui, pe care l-a și recunoscut la un moment dat. Bineînțeles că el n-a scris niciun rând din cărțile astea, dar trebuia să ne așteptăm la un moment dat că ne vom întoarce în trecut. Nu puteam să sperăm să-l ținem în închisoare la infinit pe Becali, așa cum ar fi fost meritat. Bun, acum, sigur, și eu am avut aceeași părere ca și tine și spuneam în glumă că te-ai ocupat de cariera și de viața lui, așa cum ne ocupăm cu toții, dar totuși omul ăsta a fost chiar în comisia juridică, a fost în Parlament, iar despre utilitatea lui, cred că spun documentele care au ajuns la instanță, că acolo cei de la penitenciar i-au dat 12 recompense. Așa, spuneam că totuși în pușcărie el a fost, după cum arată hârtiile celor de la penitenciar, el a fost un exemplu, a primit 12 recompense și mai aminteam că totuși în același penitenciar în care Cristi Borcea aproape că făcea adevărate petreceri, avea și de-astea mijloace pentru fitness, era totul foarte bine și întrebarea mea era dacă o astfel de eliberare era facilă pentru orice deținut de la Poarta Albă sau doar pentru ăștia de genul lui Gigi Becali sau Cristi Borcea? Da, pe mine nu m-a surprins de că el să-și fi cumpărat această eliberare într-un anumit fel, adică acele recompense probabil că sunt cumpărate, exact cum și Borcea s-a demonstrat de bani pentru a avea, să zice, tot confortul și a beneficia de adevărate orgii, practic, sexuale. Cred că totul a fost o farsă. Da. Gigi Becali este un personaj de joasă speță. Sunt convins că el a încercat să influențeze prin absolut orice această eliberare și că tot ce a făcut a fost fals. Sunt absolut convins că toată averea lui este făcută pe furt, pe minciună, pe fals. Și exact acesta a fost și comportamentul lui în pușcărie. Este un personaj jalnic, josnic și mai jos decât atât n-ai cum să ajungi. Îți mulțumesc foarte mult, Radu.